Apostolul și Evanghelia de Vineri, în săptămâna a 12-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul. Din Epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. Că iată însăși aceasta, că v-ați întristat după Dumnezeu, câtă sârguință v-a adus, ba încă și dezvinovățire, și mâhnire, și teamă, și dorință, și râvnă, și ispășire. Întru totul ați dovedit că voi înși vă sunteți curați în acest lucru. Deși deci v-am scris, aceasta n-a fost din pricina celui ce a nedreptățit, nici din pricina celui ce a fost nedreptățit, ci ca să se învedereze la voi sârguința voastră pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. De aceea ne-am mângâiat, dar pe lângă mânghierea noastră, ne-am bucurat peste măsură mai ales de bucuria lui Tit, căci Duhul lui s-a liniștit din partea voastră a tuturor. Căci dacă m-am lăudat înaintea lui cu ceva pentru voi, n-am fost dat de rușine, ci precum toate vi le-am grăit într-o adevăr, așa și lauda noastră pentru Tit s-a făcut adevăr. Și inima lui este și mai mult la voi, aducându-și aminte de ascultarea voastră a tuturor, cum l-ați primit cu frică și cu cutremur. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie de Vineri, în săptămâna a 12-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. În vremea aceea, ucenicii lui Ioan și ai fariseilor obișnuiau ca să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, de ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Dar Iisus le-a răspuns, pot oare fi nunții să postească cât timp este mirele cu ei? Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească. Dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei și atunci, în zilele acelea, vor posti. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Alminteri, petecul nou întinde de haina veche și mai rea se face ruptură. Nimeni iarăși nu pune vin nou în burdufuri vechi. Alminteri, vinul cel nou va sparge burduful și se va vărsa vinul și burdufurile se nimicesc. Ci se cuvine să se pună vinul nou în burdufuri noi. Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, toarnă vinul mântuirii Tale în inimile și în sufletele noastre. Amin.